Ne aflăm la Câmpul Lung. Mai exact în Albești, la cea de-a 6-a etapă UXO Challenge Câmpul Lung. Ce putem spune despre etapa asta? E etapă nouă, așa că este cumva un teren nou pentru toată lumea. Roadbook-ul arată impecabil, cel puțin cel de la Standard B, de celelalte nu știu. Mașina, ce s-a mai făcut la mașina de la ultimul concurs? Să zicem că s-ar putea să avem puțin mai mult power decât suntem obișnuiți. Ana încă nu știe cum merge mașina, sunt curios care va fi reacția ei pe traseu. Noi în clasament, bine, un pic cam de vreme să renunțăm, dar suntem pe poziția 5, la destul de multe puncte față de primele locuri, pentru că avem lipsă două etape, una la care nu ne-am prezentat, una la care am abandonat, după cum știți. Ca să avem șanse la unul dintre primele trei locuri, ar trebui să se întâmple niște cazuri complet excepționale, așa că noi încercăm să facem tot ce depinde de noi, să mergem cât mai cursiv, fără greșeală și cu Toyota întreagă. Cine termină în timp util? Păi aveți timp maxim 8 ore în primul rând. Cine termină în timp util? N-aveți porți, n-aveți nicio poartă. La joacă. Bravo. Hai, dacă ține aminte la ce poziție erau. În ori 45, 17. 17 și 46,12, adică 46,12. 3, 2, 1, baptă. La 007 este lungă. Deci la 0.30 dreapta spate aici o să avem, rămânem în limitare. Dreapta 90 și sfârșit limitare. Fără limită de viteză, 100 de metri tot înainte pe lângă copac marcat. Merge cu kitul de reparație. Mulțumim, Kiwi. Accesoriile de off-road și overlanding le găsiți pe www.transuman44.ro. Ce ați făcut? Lichid servo, aveți ulei servo? Nu am, numai de motor. Un pic de tot. Atât, top. Trebuie să te trolezi mai sus. No, ești legat, trage. Thank you.
340. Ceva de mâncare, că mi-e foame. Nu mă, glumeam, stai, nu știu. Nu, că suntem la finish imediat. Ciao, ciao. Intrăm în limitare. Rup telescopul. Am pus alt furtun. Vă mai trebuie apă? Deocamdată avem, mersi. Am rupt un suport de telescop. Bună dimineața! Ziua 2 de la UXO Challenge Câmpul Lung. Mers bine, zicem noi foarte bine pentru ce putem noi și cum mergem noi de obicei. Primii 40 de kilometri. Pentru că după kilometru 40 a început să țopăie spatele. M-am dat jos, m-am băgat sub mașină, iar un telescop era leșinat. Nu mai era în poziția lui în sus, era culcat către punte. Și am decis că următorii 35 de kilometri ne târâm cumva până la finish ca să nu ne luăm abandon, pentru că nu ne mai permitem 0 puncte la nicio etapă. Orice punct este binevenit. Mergi așa pe road cu ca o bătrânică. Nu se mai termina traseul. Pe mers, nu știu, 10-15 la oră, încercam să nu încurcăm pe ceilalți concurenți. La un moment dat am auzit un standard A în spate, ne-am dat la o parte, după standard A am vrut să ne băgăm înapoi, venea un challenge, ruburi de la prinderea telescopului pe șasiu nu a fost strâns sau nu a fost suficient strâns, iar după kilometru 40 s-a desfăcut și a picat. Așa că astăzi ne vom da de plăcere. Păi...
Dorim să mulțumim sponsorilor noștri Verla, Craftwork, Opera Tents, Zalina, Farmacia Happiens și Walk and Roll. Bună dimineața! De la Câmpul Lung, ziua 3, ziua de trial. Rezumat ziua de ieri. Din 85 de kilometri, 70 de alergătură. Am mers cât am putut noi de bine. Ieri am dat tot. Cât am putut de tare. Și cu date astea, Enache și cu Chilianu ne-au bătut cu 10 minute. Pe locul 2 urmând să fie Papița și apoi noi, pe locul 3. Da, astăzi trialul a început cu clasa challenge, pentru că organizatorii se temeau că fiind iarba udă, le vor pune probleme pe urcare care teoretic e destul de simpluță. Iarba udă poate schimba totul. Așa că în spatele nostru îl avem pe Mișii deja, de la Challenge, care, după cum auzim, publicul e destul de spectaculos trialului. Tot timpul e spectaculos trialului Mișii. El este pe locul 1 la Challenge, la secțiunea trial. Da, 1 și 10, wow. E un trial foarte, foarte bun și pare foarte scurt, și cel puțin la Mișii. Vedem ce timp vom scoate noi. Deci dacă cumva rupeți banda, te poți da jos să o rup, când s-o rup, s-o rup mai tare. Când s-a urcat în mașină, nu pleci tu, nu și-a pus centura. La finish, când s-a lovit țărușul, s-a oprit mașina, desfac și fugi la buton. Nu pleci de pe loc până n-a ajuns la buton, că-ți trece pe-n fața mașinii, da? Și cred că mai ai nevoie de ea. De semaforul, da? Da. O să se facă roșu, galben, verde, da? Pa! We'll be right back.
Hai baby. Maria Tănasie finish și urcă pe prima poziție Alexandru Chivari alături de Maria Tănasie, 1 minut 9 secunde și Rosuclin pentru cei doi. Iar victoria trialului și un moment mult așteptat pentru ei. Iată vânătoarea pentru titlu, avantajându-i pe aceștia, este obținută de către Alexandru Chivari și Ana Maria Tănasie! Și încă o dată aplauze pentru podiumul de la Trial Standard B, Alexandru Chivari, Ana Maria Tănasie, Rus Pașcovici, Andrei Rusu și Mice Nache Marian Chirianu. Sunt 99% șanse ca aceasta să fie ultima etapă pentru noi din acest an. La trofii nu vom avea șanse la un loc pe podium. Iar la trial, în urma traseului de astăzi, am reușit să urcăm pe prima poziție, fără a avea șanse de a mai rata locul 1 la general la trial. În total, anul acesta au fost 7 etape, adică cele mai bune 5 etape contează. Noi am reușit să bifăm 5 din 5 și atunci lipsa de la Iași plus lipsa etapei următoare nu ne afectează atât de mult. Uite-l cum rânjește campionul. Sunteți și la trial campion? Cred că nu! Dorim să mulțumim și membrilor YouTube și patreonilor noștri. Iar până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe!